Ora 4 a venit, iar noi de cuvânt ne ținem și este timpul să-l cunoaștem pe invitatul surpriză de astăzi, băiețelul care visa să ajungă fotbalist, dar a ajuns uh, artist. Ei bine, despre cine este vorba? Vă spun că au fost foarte multe mesaje de WhatsApp, foarte mulți oameni care au ghicit, dar un singur câștigător. Iar câștigătorul nostru de astăzi este din uh, satul mare și îl cheamă Florin Ilban. El ne-a trimis primul mesaj pentru că au fost mai multe uh, mesaje corecte, dar el a fost primul și a ghicit că micuțul din imagini care n-a devenit fotbalist și a devenit artist este chiar el. Ce faci, Miley? <laughs> Mamă, ce moacă avem! Da, și vrei să te faci fotbalist. E, îți dai seama, toți copiii când sunt mici visează să se facă fotbaliști. Da, dar tu ai luat de treaba asta ce? în serios, te-ai dus pe stadion cu niște băieți prieteni de ai tăi și de acolo te-au recuperat părinții la un moment dat. Păi, da, da, eram pasionat. Pe vremea aia era și generație de aur, erau, uh, erau niște jucători excepționali și făceam și performanțe pe vremea aia, și toată lumea visa să ajungă. na, erou de atunci, eroi de atunci. Da. Și uh, în afară de prietenii tăi, mai mergeai cu cineva din familie pe stadion? Da, mergeam cu bunicul meu. El cu ce Bunicu echipă ținea? Pe fece arge și îți dai seama. Cu fecea... A rămas în familie. Foarte tare. Dar știi ce nu înțeleg eu? Uitându-mă la poza asta, ar fi da. cazul să le spunem oamenilor că de fapt tu ești blond, dar te vopsești. <laughs> da, desigur. Da. Mă vopsesc de o viață întreagă, îți dai seama. De la... 7-8 ani deja am început să mă obosesc. Dar vreau să spun ceva. Au fost oameni care ne-au dat mesaje când am arătat această fotografie și ne-au spus că ești fan hrușcă. Aulă! Da. Da, da. de la păr mi se trage. Dar să știi că nu, adică nu eram chiar atât de blond, eram, eram șaten așa. Dar cred că de la, de la, cum cade lumina și de la cum se făceau pozele atunci. Da, da, dacă te uiți acum, ai televizor să vezi imaginea cu tine? Pe o văd pe ecran. -am, da, încearcă să, să mai ai privirea aia, să mai ai privirea din poză. <laughs> Clar, tu ești. Rămâne da. tot în cuie, deci tu ești. Da, da, să știi că să... au fost foarte mulți oameni care au ghicit că e vorba despre tine. Avem și un uh, om care va primi un cadou din partea noastră, iar lângă cadou nostru poți să pui și tu un CD și un tricou de la Sigur. Ha -ha -ha Production. Cu siguranță, cu siguranță ca să-l facem cât mai consistent. Da, mă bucur că au recunoscut poza. S-ar putea să o fi publicat eu înainte pe undeva, pe Instagram sau pe Facebook, eu știu, și probabil că fanii mei au recunoscut-o. Da, știi ce vreau să te întreb? Unul dintre prietenii tăi cu care mergeai pe stadion, el chiar a devenit fotbalist. Da, chiar a devenit fotbalist la FC Argeș și acum... Mă scuzați, așa că îmi tremură mâinile. Și acum... Erai regulamentar rău. îmbrăcat, că nu am văzut. Da, eram regulamentar îmbrăcat în pantaloni scurți. <laughs> Ca ministru sportului. Acează... Păi da. Uh, și um, acum antrenează copii. Cât de tare. Uh, da. Acum ești în camera viitoarei uh, fetițe? Nu, nu, nu. Acum sunt, uh, sunt în mansardă. Acolo unde te-ai apucat de făcut sport, că te-am văzut zilele trecute tot pe Facebook sau pe Instagram, cu gantere, uh, uite, bandă, nu? Nu, banda, banda a trebuit să o, uh, să o desfințesc, că nu mai avea loc aici, nu aveam cum să o mai transport, așa că am luat o bicicletă din asta de... Uh, nu știu cum se numește... Da. Ca să, să faci mișcare, și am văzut că zilele trecute făceai biceps pe, pe Facebook, deci te antrenezi ca să ții fetița în brațe. Da, da, păi trebuie să am rezistență. Că aici e vorba, nu e vorba de forță, e vorba de rezistență. Corect, cât de, de izometrie, ai... adică să poți să reziști <laughs> mult timp. Exact. Când, când apare? Păi mai durează vreo două, trei săptămâni, așa. Ai emoții? Da. Am. Și cu cât, cu cât trec zilele mai mult, Uh, cu fiecare zi ce trece realizăm amândoi că uh, se întâmplă. Și că mai e foarte puțin. Uh, suntem pregătiți așa, credem noi, așa credem noi, dar cu siguranță sunt foarte multe lucruri pentru care nu suntem pregătiți, foarte multe emoții pe care o să le simțim, pentru care nu știu dacă suntem pregătiți, dar uh, suntem foarte entuziasmați și uh, așteptăm cu sufletul la gură. V-ați gândit și la un nume? Ne-am gândit, da? Foarte frumos. Îl aflăm la, îl aflăm la momentul potrivit, Smiley. Sigur, sigur, sigur. Gina, ce face? Cum se simte? Foarte bine. Acum se odihnește un pic. Da, e bine. Eu îți dai seama că în ultima perioadă acum lucrurile se mișcă mai greu. Normal. Ca să zic așa. Dar, da, se uite, acum îmi da, dau seama că eu pot să le spun celor de acasă uh, numele fetiței tale, fără să te super, dar unul dintre ele va fi cu siguranță Maria. Da, da. <laughs> asta sigur, asta sigur. Asta sigur. Abia aștept să te văd uh, cu, fetița, cu fetița în brațe. Sunt convins că o să fii un tată minunat și uh, abia aștept să văd imaginile astea și să o salut și pe Gina, care este o fată extraordinară. <coughs> și O să fiți niște părinți de nota 10. Doamne, știu, așa ne dorim și noi. Deocamdată petrec mai mult timp acasă. Stau prin jurul casei, că nu se știe niciodată. Stau foarte aproape, n-am mai plecat până nicăieri. Doar studiu, așa, dar tot așa cu program scurt. Diseară o să ne uităm la România Autale, Talent, avem program de familie deja. Na, ce să zic? Dar spunem, de seara la România au talent, te uiți și nu mai vezi pe Smiley în culise, îl vezi pe Smiley pe scaunul juratului. O să încercăm să intrăm da. și cu Andy Moisescu în direct. Da, a fost o situație foarte inedită pentru mine. Nu e ca și cum n-am mai fost pe scaun acolo uitându-mă la oamenii de pe scenă, dar la România au talent nu mi s-a întâmplat niciodată în 11 ani de zile. Și uite că la sezonul 1 și 1 a să... Am fost nevoiți să împărțim scaunul eu și Andy. Cei drept, mă bucur că am fost acolo la îndemână, am avut ocazia să văd, să văd probabil cel mai bun sezon de România o talent de până acum, din față. E drept că a fost o situație destul de dificilă și pentru mine și Pavel, pentru că a trebuit să ne despărțim și pentru Pavel a fost mai greu în culise. Și pentru uh, mine ca și jurat la România au talent pentru că uh, eu mie îmi plac toate numerele care vin la România au talent. Sunt atât de entuziasmat de emisiunea asta de câte ori, câ de câte ori începe, uh, și mi-e e foarte greu să mie e foarte greu să zic, domne, uh, nu e bine. Da. Da, de la ce... mine ai un nu. Știi ce vreau să te întreb, Smiley? Uh, pentru că acum ești uh, și oamenii te-au văzut și pe scaunul juratului. Dacă vezi numerele astea altfel de pe scaunul juratului decât din culise. Da, le văd, le văd, mai văd cu totul altfel. Unde ești? Uite-mă, uite-mă. Așa. Eu văd, vă văd. S-a întrerupt pentru puțin. Așa, mă vedeți? Acum, da. Imediat. Așa. Um... Se văd, se văd cu totul altfel. E drept că am avut ocazia să văd niște numere uh, foarte uh, uh, incitante, ca să zic așa, uh, din față. Uh, numerele de magie se văd excepțional. Acum vedem și noi, uh, adică am văzut și eu niște lucruri pe care din culise n-am ocazia să le văd. Uh, e drept, se vede mult mai bine emisiunea din față. Da, am văzut că totuși te-ai descurcat în juriu și datorită sfaturilor primite de la Pavel Bartoș, care ți-a spus foarte clar, nu apăsa pe butonul ăsta și nu te întoarce cu scaunul. Să știi, că, să știi că la numerele de cântat, mai ales cele care îmi plăceau, îmi vrea să apăs pe butonul roșu, realmente, că era acolo la îndemână, știi? Da. Să știi da. că încercăm Orcum, să vorbim și cu Andy. Sperăm nu l-a să... are semnal. Sper, sperăm să dăm de el, pentru că în sezonul România au talent. Uite, vedem imaginile. El a fost din studioul lui de acasă, în legătură așa directă cu voi. Acum, întrebarea mea e, golden bazul lui, cine îl dă? Andy a apucat să dea un golden baz, din câte mi-aduc eu aminte, și a trebuit să dăm un golden baz împreună. Întâmplarea face că noi avem... Gusturi comune eu cu Andy în ceea ce privește talentele, și m-am bucurat foarte tare că am căzut de acord cumva din. Așa, ne-am înțeles din. Știi, conștiința, da, da. conștiințele între ele s-au înțeles la un alt nivel și am, am apăsat unul dintre gol în bazurile lui, eu, în locul lui. Super tare! Smiley. El oricum, din câte știu eu, din câte știu eu el s-a bucurat destul de tare că am apucat eu să ajung pe scaunul lui pentru că, într-adevăr, avem, avem niște pasiuni comune, interese comune, plăcerii nevinovate comune în ceea ce privește talentele. Să știi că îl salutăm și pe Andy, am fi vrut să intrăm în legătură directă și cu el. Uh, mai complicat să ne conectăm, dar îl salutăm și uh, mi-ar plăcea să ne întâlnim toți și aici în platou. Smiley, să ai succes Să știți în că ce, ce, ce vreau să vă spun este că uh, eu în pregătirea venirii fetiței mele... Zi! Mamă, tocmai aici -a ceva de fetiță s-a întrerupt. Smiley! Tocmai aici -a ceva de fetiță s-a întrerupt. Hai că încercăm să vedem dacă putem uh, uh, să, Băi, să fie din, din cauza mea, mă? Ia, ia, ia a, a intrat Andy Băi, eu am făcut Eu am făcut, eu am făcut pocinogul ăsta nu e nicio problemă, practic Smiley stătea pe scaunul tău și ai venit păi și ai zis, bă, tata, ăsta să e al meu. Și camera, scuze. L-ai dat afară, l-ai dat jos de pe scaun. Bă, băietă, de ce e posibil așa ceva? Deci tu, practic, l-ai dat afară de pe scaun. Vorbeam cu el, zicea ceva și imediat ai sunat tu. Noi încercam să te prindem și nu reușeam și uite, pau, la revedere. Da. Cum am făcut noi chestia asta? Adică... Nu știu, hai că încercăm să-l sunăm și pe, și pe, el. Că tocmai ce zicea ceva de, de fetiță. Ce faci? Cum a fost să fii un, o mare parte din sezonul 11 de acasă, din fața ecranului? Cătăline, deci eu sunt dispus să fac ce vrei tu, sunt practic tu ești șef aici. Doar că în momentul ăsta, eu în loc să te aud pe tine, aud multă comunicație. <laughs> Și pe mine nu mă auzi? Acum te auzi pe tine, frate. Zim, cum a fost mai mult de trei sferturi din sezonul ăsta să fii în fața ecranului? Bă, nu a fost chiar așa, adică nu chiar mai mult de trei sferturi din sezon, sper, nu. apă la jumate s-a întâmplat povestea, adică am 5 zile de filmare pline. Da. Uh, după care, tu mă mai auzi, mă vezi? Da, mă, te auzi, te mă auzim, vezi, te Da, te auzim, te auzim Perfect uh, După care, uite că a intrat și Andrei, acum al văd și că, tăi tăi Suntem practic toți uh, După care, mă rog, s-a întâmplat necazul bă, Că necazul ăsta, tu știi foarte bine că ai trecut și tu până el Lovește fix când te aștepți mai puțin Exact, când nu te aștepți, de fapt De fapt, când nici nu-ți dorești Adică dacă e o perioadă în care zici Bă, acum mi-aș dori, mă, dacă se poate să nu se întâmple nimic acum bă, fix atunci se întâmplă. Adică eu am și zis, bă, dacă o fi să fie ca asta, e na, până la urmă știi cum e, încerci să te ferești, dacă nu reușești, nu reușești. Zic, măcar să termin filmările astea. Nu e, bă, la jumate s-a întâmplat necazul. În fine, partea cea mai bună este că Oamenii au reușit să identifice repede soluția asta și știi cum e? Când identifici o soluție, important e ca și soluția să fie de acord. Așa că eu profit de ocazie, tot îl văd acum pe Andrei și mai mulțumesc o dată public și de față cu tine. Am făcut-o și în emisiune, am făcut-o și personal. Ce să zic, m-a scos dintr-o mare belea, ca să-ți o zic pe aia dreaptă, pentru că totul se întâmplă pe nepusă masă, după cum foarte bine știi. Noi am aflat lucrul ăsta exact într-o dimineață în care aveam filmări, la testele pe care le făceam înainte de filmare. Drept pentru care nici n-aș fi vrut să ținem deloc filmarea în loc, nici nu s-a ținut. Eu am fugit repede în izolare, am cablat tot ce era de cablat, noroc că eram oarecum pregătit. Deci lunile alea de pandemie anterioare își puseseră cuvântul, eram cu totul pus la punct. Așa încât de pe la 3 după amiază am putut să reintru și eu în, în joc împreună cu ei. Și după aia am trăit, dacă pot să zic așa, experiența telespectatorului. Că m-am gândit și eu ce e diferit pentru mine față de alte sezoane. Și asta e, de fapt, diferit, și uh, am fost poate mai aproape ca niciodată de telespectator, pentru că am trăit exact experiența lui. Uh, văd tot ceea ce văd prin intermediul. Am văzut tot ceea ce am văzut, jumate din sezon, mă rog. Jumate dintre filmările am văzut prin intermediul unui ecran, am simțit emoția prin intermediul unui ecran, am auzit tot ce, am, ce aud și ei. Deci am, am trăit exact cum cred eu că trăiește orice telespectator emisiunea România au talent. Și văzând lucrurile alea pentru prima oară, pentru că la fel e și pentru ei. Noi când ne uităm acum la televizor, trăim aceeași experiență cu ei, dar le-am mai văzut, le știm, adică nu e ceva ieșit din comun. Dar atunci când eram cu ei și ne uitam împreună live, îi auzeam, mă auzeau, îi vedeam, ne vede mă vedeau și ei pe mine, era, era ca și când aș fi fost telespectator, dar cu un, cum să spun, cu un privilegiu uriaș, acela de a putea să, să fi să acolo cu, împreună cu ei. În seara asta avem din nou uh, România au talent de la ora 20 și 30 de minute la Pro TV. Abia așteptăm uh, să vedem uh, ce numere spectaculoase mai apar uh, într-un uh, show care arată spectaculos uh, și uh, lider de audiență, așa, de departe, bă, în fiecare zi. Oamenii, oamenii sunt buni, adică tu ai văzut că. Bine, Andrei are și experiență la masajurile, acum, ce să o mai dăm pe aia întoarsă, că nu era ceva nou pentru el. Cumva, soluția era pe masă. Știi, e ca la cărți când zici, bă, ce facem acum, de unde scoate masul? E, masul era pe masă la noi, adică nici măi, era servit, era în pachet. Eu, eu, eu nu m-au zis nu? Te auzi, da, Andrei. Eu aș vrea să-i mulțumesc, lui Andy că mi-a dat ocazia să văd niște lucruri pe care de obicei din culise nu le văd. Și să știți că mie, știți ce mi se întâmplă? Eu de câte ori mă uit la România au talent. Îți dai seama, noi am filmat acum probabil aproape jumătate de ani, știi? mă rog, 4-5 luni. Și mi se întâmplă să văd numărul la televizor și să am fix aceeași reacție pe care o am, pe care o am, am avut-o atunci când am văzut prima oară numărul. Eu ne mai știu în ce reacție am avut. Și fii atent, mă surprind zicând aceeași treabă pe canapea uitându-mă la televizor, după care apar la televizor și zic fix același lucru. Este fantastic. Tocmai Înțelegi de asta... Că are efect. Tocmai de asta abia așteptăm în seara asta uh, să vedem meciul ăsta perfect între tine și Andy. Eu vă mulțumesc mult de tot amândorura și în seara asta Bă de la ora 23.30 românii au talent la ProTV. Noi îți mulțumim. Toate bune. Mulțumim. Smiley! Ai grijă în continuare de gina și să pregătești camera să fie gata, gata când două săptămâni, trei vine fetița.